Cea de-a patra zi a festivalului Cine Sat a început sub semnul dansului. Izabela Bostan, lector universitar și coreograf, a purtat pe participanții la întâlnirea de la Lerești prin lumea lui Bob Fosse, actor, dansator, coreograf, scenarist și regizor de film, premiat cu Oscar pentru filmul Cabaret. Lumea fascinantă a filmului muzical a fost decodificată prin exemple din filme, prin discuții despre cum poate filmul să transmită nu doar magia dansului, dar și tensiunea și pasiunea actorilor și a poveștilor. La un moment dat are gen de jazz, combină jazzul cu dansul modern și sacadat și întrerupt ca element de mișcare. Are idee, întotdeauna are idee, nu se limitează doar la structura albă, cum se zice, fără idee, de la Balanchine, un profesor. Pur și simplu are idee în tot ceea ce face. După vizionarea documentarului Ultimii nomazi ai Europei, un film austriac care vorbește despre lupta dintre tradiție și modernitate existentă în orice țară cu activități pastorale, organizatorii au adus în fața publicului un film nou lansat anul trecut, Ghinionistul, regizat de Iura Luncașu, în care joacă Gheorghe Visu, prezent la începerea proiecției, dar și la întâlnirea cu participanții de la finalul proiecției. Ziua de sâmbătă a început cu o lecție despre filmul documentar ținută de regizorul Viorel Costea pentru tinerii care iubesc filmul și care visează să facă filme. După partea teoretică a urmat și cea practică, proiecția documentarului Și Dumnezeu a zis să se facă lumină. Seara de sâmbătă a adus la Lerești doi invitați speciali, Monica și Alexandru Anghel, pentru un concert dedicat actorului Ștefan Iordache. Suflet mare, un spirit mare. Și mulțumesc că a venit aici pentru că a urmată. După cum știți, noi încercăm de câțiva ani buni să aducem filmul românesc aici și au fost
mari creatori, i-ați cunoscut. Sper ca publicul să se apropie din ce în ce mai mult. Încă o dată, mulțumesc, Monica, te iubesc pentru tot. Și spre aici, să ne vom întâlni pe platou foarte frumos, la adevărate. Seara s-a încheiat cu o comedie, Două lozuri, un film din anul 2016 al regizorului Paul Negoescu. Acesta este un film independent pe care l-am făcut pe banii noștri. Nu am preconizat că va avea atâta succes. Nu vorbesc asta din ca să mă laud sau ca să fac pe deșteptul, ci pur și simplu cifrele arată lucrul acesta, adică numărul de spectatori și numărul de bani pe care l-a făcut. Pot să spun că inițiativa asta noastră a avut și oarește profit, adică am fost curajoși și cred că singurul film românesc care și-a scos banii după primul weekend. Este o comedie, am vrut să fie o comedie, a fost țintită să fie o comedie și să placă publicului. Festivalul de film de la Lereș s-a încheiat duminică printr-un program dedicat istoriei. Filmul Ecaterina Teodoroiu a fost proiectat ca o lecție despre trecutul României, dar și ca o lecție despre valoarea filmului artistic bazat pe fapte istorice și cu o întâlnire cu interpretul Ion Bogșa, în dublă ipostază cea de personaj al filmului documentar Suflet Românesc, Atunci și Acum, dar și de invitat special al festivalului Cinesat și al regizorului Viorel Costea. Vă ofer o posibilă cheie de dezlegare a acestui film. Poezia lui Blaga, tema principală a poeziei lui Blaga, este relația eului cu universul. În film, această problematică am redus-o de la legile universale la legile comunității sătești românești și la relația individului cu principalele praguri, principalele momente ale trecerii prin viață. Naștere, căsătorie, cătănie, sărbători de peste an, moarte. De ce spun praguri? Fiindcă aceste praguri sunt însoțite și au fost însoțite de producții muzicale tradiționale foarte valoroase, de cântece rituale.